Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă invit la un videoclip în general. Este bazat, acest videoclip vreau să-l fac, bazat pe data dumneavoastră a nașterii. În fond, ziua dumneavoastră de naștere, să spunem. Să luăm, spre exemplu, ziua de 26. Da? Eu sunt născută în ziua de 26. Pentru mine, ca și etalare aici în ceea ce vreau să-i spun astăzi, ar fi numărul 8. 2 plus 6 fac 8. Însă există posibilitatea să mă regăsesc în cifra 2 de asemenea și să mă regăsesc și în cifra 6. Așadar, în funcție de data, de ziua dumneavoastră a nașterii, numai ziua, da? Ziua dumneavoastră a nașterii, uitați-vă de la un număr de la 1 la 9. Spre exemplu, sunteți născuți pe data de 10, nu puteți să vă alegeți decât cifra 1, pentru că 10 nu voi face. Deci vor fi 9 cărți pentru fiecare dată, fiecare număr, da? Care vă iese dumneavoastră. Așadar, haideți să vedem, concentrați-vă pe această cifră a dumneavoastră și voi încerca să văd previziuni pentru următoarele, să spunem, 4 săptămâni. Deci ce s-ar întâmpla în viața dumneavoastră, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră în următoarele 4 săptămâni. În funcție de ziua dumneavoastră a nașterii. Ok, vom începe cu cei care, cărora le-a dat cifra 1. Nu sunt foarte mulți, sunt cei cu data de naștere 10, pot fi cei care sunt născuți de asemenea pe 10, 11, 12, pentru că aveți în componența dumneavoastră această cifră, da? Haideți să vedem, deci, pentru cei care și-au ales cifra, sau și-au ales, nu vă puteți alege, dar cei care au cifra 1. Aici, în următoarele 4 săptămâni la dumneavoastră, văd o stabilitate. Stabilitate pe plan financiar, pe plan al serviciului, pe plan business, stabilitate în gândire, în idei. Dacă ați fost până acum copleșiți de anumite indecizii, de necesitatea de a avea anumite clarificări. În următoarele 4 săptămâni veți beneficia de această clarificare a acestei situații, ceea ce aveți dumneavoastră de făcut în ceea ce vă privește este să înțelegeți că sunteți la maximum de capacitate și de stres pe care dumneavoastră ca ființă l-ați putut acumula. Nu trebuie decât să vă debarasați de aceste îndoieli, să vă debarasați de aceste probleme financiare, de aceste responsabilități, de stresul pe care l-ați acumulat pe umeri. Însă văd aici, dragii mei, un stres acumulat din dorința dumneavoastră de a avea tocmai și a beneficia această stabilitate. Pentru câțiva dintre voi vorbesc despre o relație de căsătorie, o relație care vă apasă, în care nu vă simțiți bine, poate nu vă găsiți locul, dar stați datorită copiilor. Câțiva aveți copii implicați și copil, depinde de situația fiecăruia, nu uitați că este o etalare generală și, bineînțeles, nu vi se poate potrivi tuturor. Însă ceea ce trebuie dumneavoastră să știți este că nu aveți nimic altceva de făcut în afară de faptul să mergeți mai departe și să rămâneți motivați pentru că veți găsi această stabilitate, dragii mei. Haideți să vedem pentru cei a căror cifră în componența lor sau adunate, numai adunate, deci nu scădeți nimic, este cifra 2, da? Aici dumneavoastră fie ați avut parte de o trădare, fie ați trădat
există posibilitatea ca dumneavoastră să vă gândiți la o altă persoană în timp ce sunteți într-o altă relație. Dacă este cazul, nu este nimic grav în faptul că dumneavoastră căutați altceva. Poate nu vă simțiți împlinit, împlinită, poate emoțiile dumneavoastră nu au fost transmise și nu au fost recepționate de către persoana cu care sunteți, așa cum cealaltă persoană la care vă gândiți a recepționat aceste emoții, aceste sentimente, această energie pe care dumneavoastră sunteți capabili să o transmiteți. Să știți că voi citi și energia cărților ca și zodii. Acum, dacă vi se potrivește, cu atât mai bine. Însă, puteți fi avut, să fi avut în trecut de-a face cu această zodie sau puteți avea de-a face de acum încolo cu această zodie pe parcursul acestor 4 săptămâni. De asemenea, la serviciu s-ar putea ca să existe anumite persoane care vă vorbesc pe la spate. Sau că anumite persoane care încearcă să obțină anumite rezultate pe spatele dumneavoastră. Deci dumneavoastră să munciți și persoanele respective să primească recompensa fructului muncii dumneavoastră. De asemenea, în unele cazuri, văd gemeni, vărsători sau balanță. Dați-mi 2 secunde. Uite aici pizza. Îmi cer scuze, a venit fetița de la școală. Ziceam ca energie zodiacale, gemeni, vărsător sau balanță. De asemenea, haideți să vedem. Deci, atenție, dacă știți dumneavoastră că ne-ați trădat, atenție că în cele 4 săptămâni există posibilitatea ca persoana iubită să vă trădeze. Așa cum v-am zis, există, de fapt, energiile se pot întrepătrunde. Ce să faceți dumneavoastră este să spuneți adevărul sau să aflați adevărul. În următoarele 4 săptămâni veți afla acest adevăr că persoana cu care sunteți vă înșală sau la serviciu veți afla că există anumite persoane care vă burfesc sau persoana cu care sunteți o să-i spuneți că nu mai puteți fi cu ea datorită faptului că vreți și căutați altceva. Există această posibilitate pentru voi de a spune acest adevăr. Haideți să vedem pentru cei care au cifra 3. A căzut o carte, însă n-aș vrea să o iau pentru că nu așa... Am eu anumite... știu cum să împar cărțile. Deci pentru cei cu cifra 3, însă o citesc pentru că s-ar putea să fie un mesaj pentru cineva. Văd indecizie, văd confuzie, văd imposibilitatea de a alege. Cineva a ales cu mintea, cineva a ales cu sufletul sau cineva are un duel între minte și suflet. Însă deocamdată nu poate lua nicio decizie și nu poate renunța deloc la ceea ce are în prezent pentru a merge mai departe. Indiferent de că este vorba despre energie masculină, feminină, despre sentimente, eu știu, despre relație profesională, dumneavoastră știți și adaptați mai bine aceasta în funcție de ceea ce vi se potrivește vouă. Haideți să vedem așadar la cifra 3. Veți primi vești, veți discuta cu o persoană mai tânără decât dumneavoastră sau dumneavoastră sunteți mai tânăr decât persoana respectivă. Discuțiile pe care le veți purta cu această persoană în următoarele 4 săptămâni sunt destul de romantice, sunt destul de senzuale și vă vor oferi o stare de bine, o energie pozitivă și lumină în inima dumneavoastră. Aici veți vorbi cu această persoană, poate să fie un coleg, o colegă de la serviciu sau poate să fie cineva nou, să vă intre în viața dumneavoastră pentru cei singuri.
Însă veți simți această tentă senzuală, această tentă romantică a persoanei respective. Vibrația dumneavoastră va crește în momentul respectiv. Ca și energii zodiacale, văd berbec, săgetător sau leu. Nu uitați că ați avut de-a face cu una dintre aceste zodii, aveți de-a face în prezent sau veți avea de-a face în următoarele 4 săptămâni. Sau nu, da? Fiind o etalare generală, nu putem generaliza totul. Ce trebuie dumneavoastră să faceți este ca să primiți aceste vești pe care le așteptați, s-ar putea ca să așteptați aceste vești de undeva de la distanță, de la un drum, de undeva departe, da? Ca aceste vești să vă vină. Ce trebuie să faceți? Poate pentru a primi aceste vești sau dacă vreți să aveți un răspuns pozitiv, este să încercați să fiți neutri, să încercați să fiți echilibrați, să încercați să nu judecați, să vă concentrați pe intuiția dumneavoastră, să vă echilibrați din punct de vedere emoțional între minte și suflet. Să fiți neutri, așa cum v-am spus. Aici la neutralitate mă refer la dualitatea între ce gândim și ceea ce simțim. De asemenea, văd că pentru a putea iniția această discuție sau avea această conversație sau a primi aceste vești dumneavoastră, știți, trebuie poate să semnați anumite acte, trebuie poate să divorțați sau conversația pe care o veți avea este în ceea ce privește niște documente legale, o semnătură sau niște acte, niște vești poate din străinătate, da? S-ar putea câțiva să mai aveți de-a face cu zodia Balanță, dragii mei. Haideți să trecem mai departe la cifra 4. Cifra 4. Cineva va intra în viața dumneavoastră în următoarele 4 săptămâni. Dacă este cineva pe care o sau îl cunoașteți, veți vedea. Însă este cineva care vă va face o declarație de iubire. Este cineva cu care veți comunica pe tema iubirii, pe plan sentimental. Dragii mei, s-ar putea sau nu să aveți de-a face cu o persoană sau să aveți în prezent, să fi avut sau veți avea de-a face cu o persoană din rac, scorpion sau pești. În orice caz, așteptați ca această persoană să vă declare dragostea, așteptați să fie motivată să-și declare aceste sentimente pentru voi, pentru că poate nu și le-a declarat până acum, și se gândește să vină către dumneavoastră. Dacă știți că dumneavoastră sunteți în poziția de a vă exprima sentimentele către cineva, anume să știți că o puteți face în următoarele 4 săptămâni. Veți avea curajul acesta. Pe plan profesional, business sau activitățile cotidiene, zilnice, sunteți foarte motivați și determinați să faceți ceva la care v-ați gândit de ceva timp și să faceți rapid acest lucru. Vă doriți rapiditate, sunteți motivați, aveți inteligența necesară să reușiți. Parcă cineva se uită la dumneavoastră așa și se întreabă dacă veți reuși sau nu. Haideți să vedem ce aveți dumneavoastră de făcut. Fie să mențineți, dacă aveți o relație în secret cu o anumită persoană, să mențineți în secret această relație, să nu mai vorbiți cu stânga și în dreapta. Dacă ne gândim la plan profesional sau un obiectiv personal al dumneavoastră, poate să fie, nu contează ce, un împrumut, poate să fie o simplă, eu știu, alegere de a da de permis, deci nu contează ce, nu discutați cu nimeni, țineți în secret obiectivele dumneavoastră.
Așa cum v-am zis, văd foarte mult zodia rac sau pești, dar poate să fie și scorpion. Văd anumite secrete și veți fi puși în fața unei decizii în următoarele 4 săptămâni. Eu vă spun să alegeți cu inima, pentru ca lucrurile să vă iasă după cum vă doriți și să vă concentrați asupra unui singur obiectiv. Da, dragii mei? Haideți să vedem cei care sunt născuți sau au în componența zilei de naștere cifra 5. Și la dumneavoastră aici văd pe plan sentimental o dorință, să vă împliniți o dorință, o dorință, știu, la care vă gândiți de foarte mult timp. Fie ca cineva să intre în viața dumneavoastră și să, eu știu, să vă ridice de acolo de jos, de unde sunteți, pentru că nu mai sunteți motivați, nu mai sunteți motivați să mergeți mai departe în ceea ce aveți. Sunteți motivați să căutați ceva nou și sunteți motivați să fiți iubiți și să dăruiți la rândul dumneavoastră iubire. Sunteți o persoană capabilă de a-și exprima sentimentele și capabilă de a valorifica ceea ce dumneavoastră simțeți în adevăratul sens al cuvântului. Vreți să puneți în aplicație un plan sentimental și vă concentrați eforturile în această direcție, ceea ce dumneavoastră trebuie să faceți este să rămâneți la fel de optimist sau optimistă. Văd o persoană din rac, scorpion sau pești de asemenea aici. Să rămâneți optimist sau optimistă pe plan sentimental și să nu ascultați în stânga și în dreapta ceea ce ceilalți vă spun. Pentru că există poate persoane care nu pot să vă transmită informațiile de care pe care dumneavoastră nu le puteți verifica și atunci încercați să vă gândiți că sunteți stăpâni pe voi, pe gândirea dumneavoastră și pe ce sentimente aveți, indiferent de factorii din exteriorul vostru, dragii mei. Există un pic de impulsivitate aici pe plan sentimental. Dacă există posibilitatea să vă intre această persoană, ar trebui să domoliți un pic, eu știu, această dorință, această pasiune pe care o aveți, pentru că sunteți persoane care veți fi foarte sensibili în următoarele 4 săptămâni. Și fie vă veți îndrăgosti de o anumită persoană, fie cineva vă va declara iubire, în orice caz, sensibilitatea dumneavoastră este răsplătită, dragii mei, în următoarele 4 săptămâni. Haideți să vedem cei care aveți în componența dumneavoastră cifra 6. S-ar putea ca în următoarele 4 săptămâni să aveți de-a face cu zodia Capricorn sau să fi avut de-a face cu această zodie. Atenție un pic, căci văd că dumneavoastră vreți să vă doriți să deblocați o situație care, în care stagnați de foarte mult timp. Fie că ne referim la o relație de căsătorie în care nu mai există pasiune, există o distanță foarte mare, iar ați rămas acolo doar din dorința de a, pentru că ați creat ceva împreună. Acum dumneavoastră știți despre ce e vorba, celor care vi se potrivește, însă văd foarte mult manipulare, văd foarte mult interes pentru alcool, droguri, să nu mai vorbesc de o relație triunghiulară, foarte multă pasiune, vedeți dumneavoastră, foarte multă pasiune și foarte mult foc în inimă. Sau pur și simplu aveți de-a face cu această persoană din Capricorn, veți avea de-a face. 2 secunde. Ce scuze.
Deci veți avea de-a face cu această zodie sau cu o persoană care vă va manipula sau dumneavoastră veți manipula pe altcineva datorită acestei relații triunghiulare. Cineva... Este foarte ușor să ieșiți din cercul acesta toxic în care vă aflați, să știți. Numai că nu văd deocamdată că în următoarele 4 săptămâni vă veți dori să ieșiți de aici, pentru cei care se află deja. Cei care nu se află în această relație toxică, să știți că vă veți afla în următoarele 4 săptămâni, vă veți afla într-o relație toxică în care există manipulare, în care există abuz în unele cazuri, abuz emoțional, psihic, da? Deci nu fizic. O amenințare, da? Gen verbală, da? Nu mă refer la fizic. Iarăși pentru alții dintre voi văd că veți avea foarte mult de muncă la serviciu și munciți foarte mult. Sunteți dependenți de acest job pentru a vă realiza din punct de vedere profesional și din punct de vedere financiar, pentru că vă doriți o stabilitate și iubiți banul, iubiți luxul, iubiți tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este scump. Nu zic că nu este bine, însă este greu. Este greu pentru că munciți foarte mult. Atenție, așa cum v-am mai zis, în următoarele 4 săptămâni cu alcoolul, cei care abuzați, da? Pentru că există un exces aici. Alcool, medicamente, pentru unii foarte puțin droguri, da? Nu vedeți clar lucrurile, da? Atenție ca cineva să nu vă manipuleze dacă ne gândim la faptul că dumneavoastră nu știți că nu faceți acest lucru. Atenție că în aceste 4 săptămâni există această șansă. Ce trebuie dumneavoastră să faceți este să aveți un plan. Să aveți un plan și să nu vă mai lăsați influențat sau influențată de factorii externi. Să nu vă mai lăsați influențați și conduși de dorința de a avea acești bani, de dorința de a realiza foarte multe lucruri. Aveți deja, dar văd că ar trebui să vă gândiți în sensul că, referitor la această manipulare, să vă gândiți la dumneavoastră și la să nu vă lăsați deconectați de la ziua de mâine. Întotdeauna să vă gândiți să puneți ceva deoparte pentru ziua de mâine, pentru că simt că nu va ajunge nimic, cheltuiți totul, câștigați bani mult și nu vă ajung banii pentru nimic și iar munciți și iar munciți și vă aflați în acest cerc vicios de a munci în continuare. Alții văd că aveți un plan și veți avea un plan în următoarele 4 săptămâni de a rămâne însărcinate, da? Pentru doamnele care își doresc acest lucru. Însă atenție însă că această sarcină s-ar putea să o faceți cu cineva care are pe altcineva. Bun, haideți să vedem la cei care au în componență cifra 7. Incertitudine, neclaritate, indecizie. Nu vedeți lucrurile clar pentru că nu vreți, nu pentru că nu puteți. Nu vreți sau nu acceptați sau așteptați să renunțați la o anumită persoană, așteptați să vedeți ce cealaltă persoană face, așteptați să beneficiați de o anumită claritate în urma unei discuții cu o anumită persoană. Nu cred eu că în următoarele 4 săptămâni veți beneficia de această discuție și de această claritate pe care dumneavoastră o doriți. Poate să fie o neclaritate pe care o aveți cu o persoană iubită sau la muncă, da? Sau în activitățile de zi cu zi, activitățile cotidiene. O indecizie a dumneavoastră, dar
pentru a lua o decizie. Este bine acest lucru. Văd gemeni, vărsători și balanță ca și zodii. Ceea ce dumneavoastră trebuie să faceți este să fiți motivați să mergeți mai departe, să continuați, dacă ne gândim la o relație sentimentală, să continuați să aveți sentimente pentru această persoană, să fiți stăpâni asupra sentimentelor dumneavoastră, pentru că aici intervine o dualitate între minte și suflet. Și la dumneavoastră, dragii mei, cei care ați ales, v-ați ales, Doamne, care aveți în componență cifra 7. Pentru că neclaritatea noastră este legată mai mult pentru majoritatea pe plan sentimental. Dacă sau nu persoana la care mă gândesc eu mă iubește. Ar trebui să nu vă mai gândiți la lucrul acesta. Da? Ar trebui să nu vă mai gândiți pentru că nu veți afla. Deci în următoarele 4 săptămâni, dacă vă gândiți la acest lucru, nu îl veți afla. S-ar putea de asemenea să mai aveți de-a face cu zodia Rac, Scorpion sau Pești. Haideți să vedem pentru cei care au cifra 8. Cei care aveți această cifră în următoarele 4 săptămâni, fie veți întâlni pe cineva nou, din punct de vedere, o relație nouă, da? O relație nouă cu o persoană nouă. Aveți foarte mult șanse. O persoană din Rac, Scorpion sau Pești poate fi. Sau dacă dumneavoastră sunteți într-una din aceste zodii, cu siguranță ceva nou se va întâmpla în viața dumneavoastră, ceva benefic dumneavoastră. Ceea ce pot eu să vă spun este că nu puteți împiedica această noutate care în următoarele 4 săptămâni va intra în viața dumneavoastră. Fie că este sub forma acestei persoane, o relație nouă, fie putem vorbi aici despre un job nou, despre o schimbare de carieră. Ceva nou universul vă oferă dumneavoastră. Pentru că așteptați și ați depus eforturi și sunteți o persoană extrem de sensibilă și meritați aceste binecuvântări. Sunteți o persoană cu o intuiție extraordinară și vă plac științele oculte. Vă place și sunteți atrași de aceste lucruri, dragii mei. Haideți să vedem ce trebuie dumneavoastră să faceți. Trebuie să nu renunțați. Trebuie să nu renunțați la visul dumneavoastră, la ceea ce v-ați propus. Să stați focusați asupra vieții dumneavoastră, să trăiți fiecare clipă, pentru că ceea ce este să se întâmple, se va întâmpla. Nu abandonați nimic, mergeți mai departe, rămâneți și concentrați-vă asupra dumneavoastră, pentru că trebuie să vă retrageți, să vă retrageți emoțional dintr-o problemă pe care ați avut-o la serviciu, ați împrentubinat-o la serviciu sau cu familia. Există aici anumite certuri cu familia și nu vă doriți să abandonați anumite lucruri unor persoane din familia dumneavoastră câțiva. Deci nu renunțați la nimic material sau posesiuni ce dumneavoastră aveți pentru că vreți noi începuturi sau vreți să plecați undeva sau vreți să faceți ceva. Nu! Nu renunțați la aceste lucruri. Dacă ne gândim la o relație sentimentală, să revenim la ea, să știți că vă gândiți și foarte mult la o persoană cu care nu mai sunteți acum și de care ați fost foarte atrași, dar v-ați îngrădit foarte mult să mergeți către ea sau el, către această persoană și din anumite motive pe care dumneavoastră le știți, iar acum vă veți detașa de această persoană. Vă veți detașa și veți fi concentrați mai mult pe
alte obiective pe care dumneavoastră le aveți și foarte bine faceți că uitați, vă așteaptă ceva extraordinar de bine. Ca și energii zodiacale, în afară de rac, scorpion sau pești, mai văd capricorn, taur sau fecioară, dragii mei. Haideți să vedem pentru cei care au cifra 9. Fie vă gândiți la o femeie care este căsătorită sau veți întâlni în următoarele 4 săptămâni această femeie sau ați întâlnit-o deja. O femeie căsătorită, o femeie care are copii, este mama această femeie. Fie dumneavoastră, cartea aceasta vă reprezintă pe dumneavoastră dacă sunteți femei și sunteți mame. Vă reprezintă pe dumneavoastră. Dacă nu sunteți și nu aveți copii, dar sunteți căsătorită, să știți că vă doriți să aveți un copil. De asemenea, mai văd, dacă sunteți bărbați, s-ar putea ca să fiți căsătoriți, dar gândul dumneavoastră să fie îndreptat către o altă femeie, pentru că s-ar putea ca femeia cu care sunteți căsătoriți, persoana pe care soția dumneavoastră să fie gravidă și atunci să vă gândiți la o altă femeie. Dacă nu este cazul, dragii mei domni, s-ar putea să vă gândiți la o femeie pe care vreți să o cereți de nevastă. Mai poate să meargă și în acest sens. Pentru planul material, financiar, veți prinde rădăcini din ce în ce mai mult la locul de muncă sau cei care aveți deja o poziție, s-ar putea câțiva să schimbați o altă poziție pentru a crește din punct de vedere al scării, da? Profesionale, creșteți în categorie, primiți mai mult bani, ori o femeie vă poate face această ofertă, da? O femeie care are o companie sau încercați să vă deschideți un business propriu și veți reuși în aceste următoare 4 săptămâni. Ceva la care v-ați gândit de foarte mult timp și veți reuși. Dacă vă gândiți la un business, să știți că veți reuși. Este un business, ori îl primiți de la cineva, ori preluați o anumită companie, pentru că deja sunt puse bazele acestui business, nu știu, pentru câțiva văd lucrul acesta. Foarte multă stabilitate, dragii mei, cei care aveți în componența dumneavoastră cifra 9, foarte multă stabilitate în următoarele 4 săptămâni financiară. Da? Ce trebuie dumneavoastră să faceți? Să nu vă fie teamă, să nu vă fie teamă și să nu vă abțineți că nu va reuși proiectul. Ba, va reuși. S-ar putea să aveți de-a face cu zodiile Capricorn, Fecioară, Taur, Gemeni, Vărsător sau Balanță. Vă va reuși acest proiect. Nu vă mai îngrădiți, nu vă mai sabotați voi singuri, nu vă gândiți că nu sunteți buni să rezolvați sau să inițiați ceea ce dumneavoastră aveți de făcut sau să obțineți ceea ce vreți să obțineți din punct de vedere financiar. Nu vă mai speriați că veți reuși. De asemenea, am mai căzut această carte și o voi lua pentru că eu consider că în momentul în care sunt anumite cărți care cad ele singure, este un mesaj pe care dumneavoastră trebuie să-l auziți. Mesajul acesta este o a doua șansă, o a doua șansă în viață, o a doua soartă, o a doua șansă în job, o a doua șansă pe plan spiritual, o renaștere a dumneavoastră. Ceva care a murit, în metaforic vorbind, va renaște. O chemare la dreptate. Vi se va face dreptate, dragii mei. Simt aici câțiva că aveți de-a face cu un proces sau niște documente legale, nu știu, dumneavoastră știți mai bine. Dar șansele sunt pentru dumneavoastră, în favoarea dumneavoastră. Ok? Cam atât, dragii mei, am avut de spus în ceea ce privește această etalare. Sper să fi găsit elemente interesante. Vă mulțumesc enorm tuturor pentru vizualizări și vă doresc o zi liniștită, o seară frumoasă sau o noapte minunată, oriunde vă aflați. La revedere, dragii mei!